de vască în ochi de apă, ochi de vită ce se adapă, ochi de plasă ce nu-mi lasă, sufletul în trup să iasă. De fereastră ochi sticlos, ochi de piatră nemilos, ochi ai dracului de drac, toți vor din ochi ne fac. Ochi ce dă ștrengar din coadă, ochi de vultur de iscoadă, ochi de ce râde, ochi ce plânge, ochi de patim și de sânge. Și deasupra tuturor, ochi a toate văzător. Are și viziune în această poezie, are și muzicalitate, are și o emoție pe care o transmite cititorului. În poezie îl încearcă să aducă realitatea și să o chiar fardeze cu o anumită filozofare a unor sensuri. Lucrurile stau într-o așteptare pe care sunt convins că Bogdan o știe și la care încă mai lucrează. Întreaga carte este împietoare. Te duce la lectură și îți provoacă curiozitatea să vezi ce se spune despre aceea ce e, despre același sentiment în celălalt text al cărții. Nu vă spun mai mult.